distanță, Sorina? Pentru mine a fost puțin, pentru că am fost mai mult pe drumuri, dar am așteptat să ne întoarcem la handbal. Ce-ți propui în acest sezon? Eu sper să ajungem cât mai sus, cât și atât în campionat, cât și în Liga Campionilor, dar trebuie luat pas cu pas. Acum urmează pregătirea și sper să fie una bună. Ai fost cea mai bună jucătoare sezonul trecut? Crezi că poți să ții standardul sus? Da, eu sper să joc și mai bine și să-mi ajut echipa cât pot de bine. Apropo, e doar de atmosfera emoții... Rapidului, ești nerăbdătoare să aveți un meci cu Casa Închisă în Champions League? Da, ne este dor, chiar dacă n-a trecut foarte mult timp, ei sunt speciali și îi așteptăm. Pregătite! Noi ne dorim, dar este un drum lung, avem o grupă foarte grea, dar sperăm să câștigăm meciuri și să ajungem cât mai sus. La Final Four de Liga Campionilor aveți un Final Four în Supercupă. Vă gândiți deja la trofeu? Și până acolo mi se pare că este un drum foarte lung. Avem pregătirea pe care trebuie să o facem foarte bine și să ne închegăm echipa. Să ne așteptăm la o finală, Rapid CSM? Noi ne dorim, de ce nu? Cați undeva în un turneu pe afară? O să plecăm în Danemarca săptămâna viitoare. Plecați la răcoare? Da. Puțin.